Slăviți să fie Domnul! Minunate cuvinte am auzit în această cântare. Aș putea spune de îmbărbătare, de încurajare, unde spunea căci între lui Iisus Sfânt nume, noi suntem biruitori. Slăvit să fie numele Domnului în veci! Ne bucurăm să fim după masa aceasta din nou în casa Domnului. Să ascultăm ceea ce vrea să ne spună El. Credem că El ne-a ascultat ceea ce i-am spus și noi Lui, prin rugăciunile noastre, ceea ce am căutat să-i aducem înaintea Lui, cu toate că El știe, El cunoaște, dar El vrea ca noi, la rândul nostru, să-i spunem și să stăm de vorbă cu El. Și El este gata oricând ca să ne asculte. El este gata să și ne răspundă, frați și surori. Dar depinde și de noi, sigur. Depinde de purtarea noastră, depinde de prezența noastră, depinde cum eu doresc lucrul acesta, cât de mult și cât de însetat sunt eu după Cuvântul lui Dumnezeu, cât de mare mi este foamea după Cuvântul lui Dumnezeu, în așa fel Dumnezeu are să-mi vorbească și ar să-ți vorbească și în continuare. Avem o zi binecuvântată de Dumnezeu. Avem un timp care este harul lui Dumnezeu pentru noi, este darul lui Dumnezeu pentru noi. Și ziua aceasta și timpul acesta, în felul în care noi îl petrecem, astăzi și până acum și de acum înainte, va fi darul nostru pentru Dumnezeu. Deci, să fim cu luare aminte și cu grijă, Dumnezeu va putea să primească darul tău și darul meu pe care eu îl aduc lui în fiecare zi. Să ne gândim la lucrul acesta și să avem grijă ca să facem ceea ce este plăcut înaintea Domnului, ca El să ne primească, ca El să ne asculte și El să ne binecuvinteze. Aș vrea să citesc trei versete dintr-un text din Vechiul Testament. Vă invit să ne ridicăm pe picioare și să dăm cinste cuvântului Domnului, care îl găsim scris în 2 Împărați, capitolul 13, versetul 14 începând. 2 Împărați 13 cu versetul 14 până la 17. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a coborât la el, a plâns pe fața lui și a zis: Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Elisei i-a zis: Ia un arc și săgeți. Și a luat un arc și niște săgeți. Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel: Încordează arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului și a zis: Deschide fereastra despre răsărit. Și a deschis-o. Elisei a zis: Trage! Și a tras. Elisei a zis: Aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirieni la Afec până îi vei nimici. Până aici cuvântul Domnului. Ocupăm locurile și rog ca să fim în continuare oamenii care să spunem: Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Ești gata să fii robul Domnului, care să asculți cuvântul Lui? Mă rog ca Domnul să mă întărească, să-mi dea cuvânt. De fapt, am fost anunțat că voi vorbi în ziua aceasta și m-am dus cu gândul așa, fugitiv, oare ce
să aleg despre ce să vorbesc într această zi. Și tot mă gândeam, Doamne, ce ai vrea să spui poporului în ziua aceasta? Mai uitam și prin foile pe care le am, anumite schițe, anumite lucruri, anumite gânduri care le am pregătite, dar citind prin locul acesta, deodată, Duhul Domnului m-a îndemnat și parcă m-a îndemnat să rămân anume la aceste versete. Și am zis, Doamne, dar ce aș putea să spun eu de aici? Și fără să fiu pregătit să vorbesc din locul acesta, rămânând în contextul acesta cu gândul la Domnul și cu dorința de ca Duhul Sfânt să-mi descopere ceva, ce ar fi de folos și pentru biserica, pentru cei prezenți din locul acesta, și zic ca Domnul cu adevărat să facă astfel ca cuvântul Lui să fie de folos pentru noi, pentru toți. Și, sigur, luând și o foaie și un pix, am căutat să-mi scot câteva gânduri, câteva idei pe care, stând înaintea Domnului, Dumnezeu mi le-a adus ca o descoperire din contextul acesta și parcă primul lucru la care m-am oprit și care l-am văzut în textul acesta a fost chiar de la primul verset care l-am citit și care spunea astfel: Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Și am zis, Doamne, dar de ce trebuia chiar așa? Și deodată parcă Duhul Domnului parcă mi-a pus pe inimă să spun: stop, semnal de alarmă, semnal de alarmă. Cuvântul acesta ne dă un semnal de alarmă, iubitul meu frate și soră, care ne spune că Elisei s-a îmbolnăvit de o boală și a murit. Iubitul meu, nu-ți spune ție acest cuvânt nimic în ziua aceasta, din practica vieții, din ceea ce se aude, din ceea ce se vede, sau din ceea ce s-ar putea întâmpla? Nu te-ai gândit la lucrul acesta, că într-o bună zi pot să fiu și pot să fii într-o astfel de stare? Într-o bună zi, toți trebuie să treacă prin faza aceasta. Și parcă m-am gândit, Doamne, dar oare sunt eu pregătit pentru lucrul acesta? Sunt eu gata? Și parcă aș dori ca în ziua aceasta Duhul Sfânt să ne trezească prin acest semnal de alarmă, să ne vorbească într-un mod special, ca să fim oamenii acei care să cerem ajutorul Domnului și să ne dea El putere să ne pregătim pentru ziua aceea, pe care noi, de fapt, nu o știm și nu o cunoaștem. Unul singur Dumnezeu știe și El cunoaște zidele omului. Chiar dacă în psalmi Moise spune acolo și vorbește un lucru foarte important și ați vrea chiar să-l citesc: Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor. Unde? În țărână. Dar de ce? În Geneza ne spune în capitolul 3 cu 19 versetul: pentru că de acolo omul a fost luat și acolo trebuie să se întoarcă. Zic ca Domnul să ne binecuvinteze. Să fim atenți, chiar uite pe screen, frații sunt foarte ageri în privința aceasta, le mulțumesc mult și Domnul să-i binecuvinteze. Avem în limba română și în limba engleză chiar scris, cei care le este mai ușor să înțeleagă chiar și în engleză, priviți versetul care ne spune: în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci din țărână ești și în țărână te vei întoarce. Ei bine, este foarte clar lucrul acesta și îl știm și îl înțelegem fiecare, dar mai important este ca tu și eu să fiu pregătit pentru acest eveniment, să fiu pregătit, pentru că trupul va merge în țărână, dar avem ceva din partea lui Dumnezeu, ceea ce ne-a dat El și ceea ce nu va muri niciodată, ceea ce va pleca într-un loc, și anume în locul în care eu și tu mi l-am pregătit, în locul în care și pentru care eu, în viața aceasta, cât am trăit pe pământ,
am căutat să mi-l ofer mie personal, în locul care este pregătit de Dumnezeu. Și sunt două locuri și amândouă de fapt sunt pregătite de Dumnezeu. Este raiul și este iadul. Dacă n-ai știut că și iadul tot este făcut de Dumnezeu, nu diavolul și-a făcut iadul pentru el însăși, Dumnezeu l-a pregătit pentru diavolul și slujitorii lui. Doamne, ajută-ne să fim slujitorii Tăi și vrem să fim împreună cu Tine. Dumnezeu să pui această dorință în fiecare inimă, în inima copiilor noștri, în inima tinerilor, în inima fiecărui copil și fiecărui matur și celui în vârstă, ca să aibă dorința aceasta și să se pregătească, să se întâlnească cu Domnul. Zic ca Domnul să ne binecuvinteze, pentru că oricine ai fi tu, fie că ești, sunt împărați, au fost profeți, fie că ești oricine ai fi, sărac sau bogat, tânăr sau mai bătrân, vine ziua aceasta pe care poate mulți nu o așteaptă, dar cuvântul Domnului de fapt ne îndeamnă și ne spune, și Pavel spune în mai multe rânduri, căci pentru el este mai de folos să plece acasă. Și cred că lucrul acesta este de folos și pentru noi, dacă suntem gata, dacă suntem gata, suntem pregătiți pentru ziua cea minunată. Și vreau să revin din nou și să spun că într-o zi, vom trece de pe acest pământ. M-am uitat că și Elisei, într-un moment dat, spune cuvântul Domnului că s-a îmbolnăvit și boala aceasta a produs moartea. Deci, iubitul meu, vreau să mai spun o dată, să fie lucrul acesta, cuvântul acesta, un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi. Și am adus aminte de un verset dintr-o cântare care spunea astfel: viața ta e bună sau rea, în rai sau iad vei merge cu ea. În curând se va sfârși, în care veșnicie curând vei păși? În care veșnicie curând voi păși? Dumnezeu să ne ajute să ajungem la limanul dorit. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Un al doilea lucru pe care l-am văzut în contextul acesta este plânsul recunoștinței, prin care pe parcurs am să trec puțin prin lucrul acesta. Apoi un alt lucru este ascultarea, apoi un alt lucru este îmbărbătare și promisiune. Aceste puncte le-am observat eu în contextul acesta și la care am meditat și despre care, prin ajutorul Domnului, aș vrea să vorbesc în continuare câteva cuvinte în minutele care urmează. Și aș dori, așa după cum spuneam, ca Dumnezeu să-mi dea putere și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare ca să înțelegem cuvântul Lui, ce vrea să ne vorbească. Pentru că cuvântul Domnului ne spune căci orice cuvânt din cartea aceasta este de folos să învețe, să mustre, să îmbărbăteze, să ne ridice starea noastră spirituală și să ne ajute, ca să ajungem să fim mântuiți. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Deci, aș vrea în continuare să vorbesc despre acest om, anume Elisei. El, un om care a trăit și el pe vremea lui, dar a rămas ca un bun exemplu. Mai întâi, aș vrea să spun că a fost ca un bun exemplu pentru cei din generația lui, din vremea aceea. Apoi a rămas ca un exemplu extraordinar pentru noi toți. Un mare om al lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt. Un om prin care Dumnezeu transmitea mesajele lui către poporul său. Un om prin care Dumnezeu a învățat poporul, l-a sfătuit, l-a îmbărbătat, l-a încurajat.
un om prin care Dumnezeu face minuni și semne. Și dacă avem acest interes, să vedem câte lucrări a făcut Dumnezeu prin acest om, Elisei, câte minuni și semne Dumnezeu a făcut prin omul acesta și s-a proslăvit numele Lui. Deci Dumnezeu să fie lăudat în toate și numele Lui să fie binecuvântat. Elisei, unul din cei trei oameni, am considerat eu, care au fost întrebați de altfel, ce vrei să-ți fac? Și aș vrea să revin la acest context, care este scris în câteva pagini în urmă, tot în Doi Împărați, de la capitolul 2, unde ne spune astfel, după ce au trecut, este vorba despre Iordan, Ilie a zis lui Elisei, cere, ce vrei să-ți fac, înainte ca să fiu răpit de la tine? Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis, greu lucru ceri, dar dacă mă vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Vedem omul acesta care l-a urmat pe Ilie, care a căutat să învețe de la el, pentru că și Ilie la rândul lui a fost un mare om al lui Dumnezeu pe vremea aceea și care la fel a rămas și pentru noi ca și un exemplu puternic de urmat. Și zic ca Domnul să ne întărească și să ne ajute la lucrul acesta. Și vom vedea dacă ne vom uita în acest context mai de la început, în acest capitol. Elisei îl urmează pe Ilie în orice împrejurare. Și când se apropia vremea și timpul ca Ilie să plece de pe acest pământ, el în câteva rânduri, în trei rânduri aici ne arată cuvântul lui Dumnezeu, că a căutat cumva să-i spună și anume, hai să citesc să fie foarte clar. Capitolul 2, versetul 2. Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi, și s-au coborât la Betel, împreună, sigur. Vedem, frați și sorori, fie că a fost o încercare a lui Elisei, fie că chiar așa trebuia să se întâmple, dar omul acesta era atât de legat de Ilie, pentru că a văzut în el ceva, a văzut că el era un om al lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu îl însoțea cu puterea lui și prin care Dumnezeu lucra, la fel cu semne și minuni. Și acestui om i-a plăcut, cred că de omul acesta, și a vrut să-l urmeze în orice împrejurare și chiar atunci când Ilie îi spune, rămâi aici că eu trebuie să plec la Betel, apoi din nou îi spune, rămâi aici, căci Domnul mă trimite la Ierihon. Într-a treilea rând îi spune, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. Și de fiecare dată el îi spune, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Frați și sorori, avem ce învăța noi din mesajul acesta? Un om care l-a urmat pe un alt om, care a fost considerat de el ca și om al lui Dumnezeu. Pe cine vrem să urmăm noi azi? De la cine căutăm noi să învățăm azi? Să învățăm noi de la oameni ai lui Dumnezeu, de la oameni de care s-a folosit Dumnezeu în lucrarea Lui, pe care i-a folosit Dumnezeu în lucrarea Lui. Și avem și noi această dorință arzătoare înăuntrul nostru, ca să fim folosiți pentru lucrarea lui Dumnezeu, ca lucrarea Lui să propășească, ca lucrarea Lui să înainteze și ca lucrarea Lui să poată avea acces și în viața noastră. Dorim noi lucrul acesta din toată inima. Sigur că cred cu adevărat că sunt și astăzi oameni care caută să-L urmeze pe Domnul, așa cum Elisei l-a urmat de altă dată pe Ilie și cum ei împreună l-au urmat pe Dumnezeu și au ascultat de vocea, de glasul Lui.
Zic ca Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute la lucrul acesta. Și așa cum spunea cuvântul aici, căci într-o zi Elisei s-a îmbolnăvit. Și a doilea lucru pe care l-am văzut în locul acesta, ceea ce și spuneam, căci este un punct în care se exprimă aici plânsul acestui împărat Ioas. Și spune cuvântul Domnului că Ioas, împăratul lui Israel, s-a coborât la el, a plâns pe fața lui și a zis: Părinte, Părinte, carul lui Israel și călărimea lui. De fapt, n-aș vrea să deschid tema despre acest împărat, despre el sau viața lui, ci aș vrea să scotem în evidență un lucru aici, care ne spune atâta de frumos, căci totuși Ioas, împăratul lui Israel, s-a coborât la el și a plâns pe fața lui. Să știm, frați și sorori, că este un lucru foarte important și mare. Dacă noi, în orice moment, te poți coborî la patul celui bolnav, poți să vii în casa celui apăsat și întristat, poți să cobori lângă cel care are nevoie de o mână de ajutor și poți să plângi împreună cu el, poți să te rogi înaintea lui Dumnezeu împreună cu el și să ceri protecția lui Dumnezeu peste persoana respectivă. Este un lucru de foarte mare importanță, ca să fii unul dintre acei care poți veni în ajutorul celui care poate este deznădăjduit, acel poate care a căzut într-o problemă sau alta și are nevoie de un sfat, are nevoie de o încurajare, de o îmbărbătare. Dumnezeu să ne ajute să fim acei oameni, să fim la dispoziția lui Dumnezeu și în orice clipă să fim cu inima deschisă pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru a face lucrarea la care ne Duhul Sfânt ne cheamă și Duhul Domnului ne îndeamnă. Și noi poate de multe ori ne împietrim și spunem să facă altul. Poate că nu eu sunt ordinat pentru lucrul acesta sau nu stă în dreptul meu. De multe ori vreau să spun chiar personal că mă văd vinovat față de lucrul acesta, dar zic ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare, să fim responsabili de chemarea lui Dumnezeu, de ceea ce Dumnezeu poate ne-a încredințat fiecăruia în parte, zic ca Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Dar mergând mai departe, că și timpul atât de repede trece, vedem în versetul 15 că spune aici, Elisei i-a zis: ia un arc și săgeți. Și a luat un arc și niște săgeți. Ceea ce am considerat din lucrul acesta este punctul despre care spuneam că este ascultare. Am văzut în versetul acesta ascultare. Elisei i-a zis: ia un arc și săgeți. Și împăratul Ioas ce face? Face ceea ce îi spune Elisei. Iubitul meu, de câte ori ai refuzat să faci ceea ce ți-a spus Domnul? De câte ori ai refuzat sfatul părinților? De câte ori ai refuzat sfatul păstorului? De câte ori am făcut lucrul acesta? Să știi că a fost în minusul sau nu spre binele meu și nu spre binele tău lucrul acesta. Vedem că acest om, Ioaz, a ascultat ceea ce îi spunea Elisei, chiar în starea care se afla el, totuși, Elisei de data aceasta are tăria ca el la rândul lui să vină și să-l îmbărbăteze pe Ioas. Și am văzut din pasajul acesta, din cuvintele acestea, ceea ce și de multe ori am întâlnit în viața de toate zilele. Poate și dumneavoastră s-a întâlnit, dacă nu poate ați auzit mărturiile altora. În timp ce te-ai dus la patul unui bolnav, în timp ce te-ai dus la patul celui necăjit și apăsat, sigur, cu un gând bun, cu o dorință în inima ta ca să-l ridici, să-l îmbărbătezi, ai plecat din casa lui îmbărbătat de el însuși. Dumnezeu are oameni
și le dă puterea atunci când ești încercat, atunci când ești în boală și în suferință și tu mergi în casa acestui respectiv, vei primi un cuvânt de îmbărbătare din partea lui, pentru că el în suferința lui, în problema lui, s-a întărit în Domnul și s-a încrezut în Dumnezeu. Sunt oameni de aceștia și zic ca Domnul să-i ajute și să-i întărească. Iată că și Elisei, la rândul lui, spune și cuvântul că el s-a îmbolnăvit, o boală gravă, o boală de moarte, care nezabavă a murit. Dar atunci când vine acest împărat al lui Israel în casa lui, să spunem așa, el își ia încă, își constrânge puterele și caută să-și desăvârșească lucrarea pe care Dumnezeu i-o încredințează. Și iată că ne spune aici. Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel, încordează arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului. Din nou o altă expresie, încordează arcul. Și Ioas face lucrul acesta, ascultă în continuare de ceea ce Elisei vorbește. Și Elisei își pune mâinile lui peste mâinile împăratului. Iubitul meu, frate și soră, dacă vei asculta de sfatul Domnului, dacă îi vei asculta de ceea ce Dumnezeu va cere de la tine și vei face în totul și în tocmai, El însuși va fi acel care va întinde mâna și o va pune peste mâinile tale, peste lucrarea pe care tu o faci în numele Domnului, peste lucrarea care cauți să o împlinești în totul și în tocmai așa cum ți-a vorbit Dumnezeu. Iată că Elisei își pune mâinile lui și cred că acolo a fost și mâna lui Dumnezeu, peste mâna lui Elisei ca și slujitor. Și iată ce ne spune în continuare. Și a zis, deschide fereastra despre răsărit. Și a deschis-o. Elisei a zis, trage și a tras. Elisei a zis, aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirieni la vechi și până îi vei nimici. Iubitul meu, frate și soră, omul acesta al lui Dumnezeu, Elisei, îi cere lui Ioas să facă ceva, să facă câteva lucruri și acest om le face și le împlinește pe toate întocmai. Deci, rezultatul și promisiunea care urmează, ceea ce și spuneam un alt punct care am văzut în contextul acesta, căci este o promisiune din partea lui Dumnezeu și promisiunea care urmează spune căci aceasta este o săgeată de izbăvire. Mare lucru, fratele meu și soră dragă, ca Dumnezeu să-ți pune în mână o săgeată de izbăvire prin care să-l poți birui pe cel rău, pe vrăjmașul sufletului tău, pe vrăjmașul familiei tale, vrăjmașul care se luptă și împotriva bisericii. Domnul poate să pună o săgeată de izbăvire pentru tine personal, pentru familia ta, pentru biserica Golgota. Dumnezeu are puterea și tăria care poate să pună o săgeată de izbăvire și zic ca Domnul să facă lucrul acesta. Cuvântul acesta ne vorbește că în ciuda tuturor problemelor, în ciuda tuturor greutăților, în ciuda suferinților și încercărilor prin care trecem de multe ori, totuși este la Domnul pentru noi o săgeată de izbăvire. Este pregătită pentru noi, pentru fiecare în parte, o săgeată prin care Dumnezeu ne va da biruință și izbăvire. Vedem că ne spune în acest verset și repetă de două ori, cred că este un cuvânt foarte important și foarte mare, aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Dorința mea ar fi, frați și surori, ca să rugăm pe Dumnezeu ca El să fie acel care să pună săgeata aceasta în mâna fiecărui luptător care este pe câmpul de luptă
și să o aibă la îndemână oricând atunci când vrăjmașul va căuta să dea atac. Dumnezeu să ne dea putere și să ne ajute la lucrul acesta. Trebuie să faci ce spune Domnul, cum Ioas a făcut ceea ce a cerut Elisei de la el. Așa cum Ioas în timpul acesta, când a căutat să-l viziteze pe Elisei în starea lui, pe parcurs și în urmă a căutat să împlinească tot ceea ce a cerut Elisei, noi la rândul nostru trebuie să căutăm să împlinim tot ceea ce ne cere Domnul prin cuvântul Său. Atunci când ne vorbește prin cuvântul acesta al Evangheliei, când ne vorbește prin cuvântul Duhului Sfânt, prin descoperiri din partea Domnului, să fim cu luarea minte, frate și soră, și să nu facem risipă, pentru că Dumnezeu se trudește la inima noastră și caută să ne vorbească când într-un fel și când în altul. Dumnezeu are atâtea metode prin care caută să ne vorbească și să ne trezească mintea noastră, cum spunea apostolul de altă dată. Dar noi poate de multe ori suntem așa nepăsători. Zic ca Domnul să ne dea lumină, să ne dea înțelepciune și să cunoaștem, să înțelegem care este scopul nostru și care este scopul sau dorința pe care Dumnezeu vrea din partea ca noi să lucrăm și ce vrea Dumnezeu noi să facem pentru noi, pentru familia noastră, pentru biserica întreagă. Zic ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Săgeata de izbăvire poate să aibă mai multe aspecte. Și m-am gândit astăzi la câteva lucruri ca și exemple pentru noi în seara aceasta și pe care v-aș îndemna și m-aș îndemna pe mine și pe toți ai mei ca să le practicăm în viața noastră. Și anume, primul lucru este cuvântul lui Dumnezeu pe care îl auzi și nu numai atât, și pe care îl cercetezi, îl citești, îl cercetezi, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, cercetați Scripturile, pentru căci în ele aveți viață veșnică. Slăvit să fie Domnul! Deci este o săgeată pe care Dumnezeu ne-a pus-o în mână și noi trebuie să o mânuim cu ea. În primul rând, să căutăm să trăim cuvântul acesta, fie că îl auzim, fie că îl citim și îl cercetăm, să-l trăim noi personal și nu numai atât, să-l spunem și altora, ca să fie de folos și pentru alții, ca să audă și să se apropie de Dumnezeu. Un alt lucru este puterea rugăciunii. Puterea rugăciunii, la fel, este o săgeată în mâna creștinului, prin care poate să aibă biruință. Și zic ca Domnul să pui săgeata aceasta în fiecare inimă, în fiecare mână, ca să se poată folosi de ea și va fi mai mult decât biruitor, așa după cum s-a cântat și cântarea. Puterea cântării spirituale, la fel, este o săgeată de biruință. Dacă ne aducem aminte, chiar avem exemple și pe paginile Evangheliei, atunci când s-a cântat cântarea duhovnicească, duhurile necurate plecau și nu mai aveau putere. Zic ca Domnul să fie lăudat în mijlocul nostru prin cântări duhovnicești, prin cântări spirituale prin care duhurile răutății să fugă, duhurile vrăjmașului să nu aibă nicio putere asupra noastră și asupra poporului Dumnezeu. Și un alt lucru este puterea credinței. Puterea credinței este o altă săgeată pe care Dumnezeu ți-a pus-o în mână și mi-o pune în mână, dar eu trebuie să fiu omul care trebuie să mânuiesc cu ea și trebuie să fiu acel care să doresc lucrul acesta și să nu fiu nepăsător față de acest lucru. Spune căci minunile se nasc din credință și nu credința se naște din minuni. Deci noi, ca și oamenii lui Dumnezeu, trebuie să avem această putere în credință, ca prin credința noastră să se facă minuni și semne în poporul lui Dumnezeu, fie că în biserică sau în familiile noastre,
Prin credința noastră se vor face minuni, frați și surori. Și zic ca Dumnezeu să ne dea putere și să ne ajute la lucrul acesta. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Iisus Hristos, spune Apostol Pavel către Romani. Zic ca Domnul să ne dea putere și să ne mărească această credință. Vreau să mă apropii de încheiere, dar nu înainte de a aduce încă un cuvânt, care îl găsim scris în cartea Efesienilor. Apostolul Pavel vorbește aici Efesienilor și le spune astfel: Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva ulentirilor diavolului. Trec la versetul 16. Deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. La încheierea acestui mesaj, aș vrea să spun, iubiți frați și surori, căci vrăjmașul este acela care are săgeți în mâna lui și le are la dispoziția lui pentru tine și pentru mine. Și tocmai de aceea cuvântul lui Dumnezeu aici ne îndeamnă în acest context ca să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu, ca să putem ține piept împotriva uneltirilor vrăjmașilor. Și versetul 16, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței. Așa după cum spuneam, avem nevoie de credință. Credința aceasta ne va putea apăra de săgețile vrăjmașului și noi la rândul nostru, fiind oameni ai rugăciunii, oameni care căutăm să lăudăm pe Dumnezeu prin cântarea noastră, oameni care căutăm să ascultăm și să citim cuvântul lui Dumnezeu, vom fi gata ori și când ca să putem respinge pe cel rău cu săgeata pe care Dumnezeu ne-a pus-o în mână și zic ca Domnul să ne binecuvinteze și să ne întărească și să ne ajute la lucrul acesta. Rămân la aceste cuvinte și aș dori ca în continuare rugăciunea noastră și dorința noastră a fiecăruia, a întregii biserici, să fie aceasta, ca Domnul să ne întărească și să ne ajute, ca să ascultăm de cuvântul Lui și El va fi acel care își va întinde mâna și ne va izbăvi și ne va ajuta în orice problemă. Dumnezeu să fie binecuvântat în toate. Amin.